Numele meu este Maria Georgiana Dumitru, sunt absolventă a Facultății de Interpretare Muzicală din cadrul Universității Naționale de Muzică din București și actualmente sunt masterandă în anul întâi la aceeași universitate. Parcursul meu muzical începe încă de la o vârstă foarte fragedă, când părinții mei au descoperit că am o înclinație spre muzică și astfel că la vârsta de 7 ani am început să studiez pianul. Mai târziu, odată cu admiterea la liceu, am optat pentru secțiunea canto clasic. Am fost fascinată de acest univers al muzicii vocale și în continuare sunt nerăbdătoare să învăț cât mai multe lucruri. Pe parcursul celor 4 ani în care am fost student aici la Universitatea Națională de Muzică din București, am putut avea parte de multe experiențe care au ajutat la evoluția mea. Unul dintre cele mai importante evenimente la care am luat parte a fost proiectul Vox Early Muse, desfășurat în Italia, în cadrul programului Erasmus+. Pot spune că pentru mine a fost o experiență nouă și foarte folositoare, deoarece am putut interacționa și învăța de la studenți și profesori din alte conservatoare din Europa. Și acest lucru m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt. Repertoriul pe care noi l-am abordat acolo în Italia a fost cel al muzicii vechi, iar pentru mine a reprezentat o noutate, dacă pot spune așa, în special faptul că am avut ocazia de a cânta alături de un ansamblu de instrumente specifice acelei epoci muzicale. Împreună cu colegul meu, pianistul Ionuț Diaconu, noi vom interpreta o arie de secol 20, aria lui Euridice din opera Le Malheur d'Orphée, compusă de către compozitorul Darius Milhaud. Thank you.